Robert Negoiță, primarul ales al sectorului 3 în studio, mulțumesc. Să rămână, bună ziua. Fără, n-ai avut emoții, dar nu despre asta vreau să vorbesc. Mi-a plăcut foarte tare oferta seducătoare, cred, a domnului Ciolacu. Ce faci? Mergi la PSD? Nu, dar îi mulțumesc pentru invitație, dar nu se pune problema. De altfel, am văzut că doamna Fire este foarte hotărâtă că nu am ce căuta acolo. Și are dreptate cu domnei niciodată. Adevărul este că, hai să privim lucrurile pragmatic. De ce ai avea nevoie de o insignă care are mari probleme de imagine? Nu că partidele din România, în general, unii mai bine, alții mai puțin, în funcție și de cât de proaspeți, de noi, de strategii în ale comunicării. Dar de ce ai avea nevoie de o insignă a PSD după ce ai câștigat sectorul 3? Cred că fără prea multe emoții. Adică, brusc, de ce a venit momentul ăsta să te întorci acasă, citezi din domnul Ciolacu? Bun, argumente sunt și pro și contra. Dacă PSD s-ar reforma, ar fi chiar mai multe argumente pro decât contra. Momentan nu este cazul. Și ce am văzut ieri, că i-au pus tava să-și aleagă din orice opțiune dorește. Ce funcție vreți? Președinte în 2024? Doamne care tocmai a pierdut. Asta, probabil că alții gândesc că asta înseamnă reforma adevărată. Din perspectiva mea, reformă sau progres sau normalitate înseamnă cu totul altceva. Adică am altă viziune despre viață, am cu totul alte idei, altă percepție despre ce înseamnă o lume normală. Ce ai fi spus dacă ai fi pierdut primăria atunci, la ora 21? Dacă era clar la 21 că Robert Negoiță, deși, cum să spun eu, câștigător în pole position, cum s-au anunțat unii, atenție, că au fost multe surprize în 27 septembrie, care ar fi fost mesajul pe care l-ai fi dat la ora 21? Și o să înțelegi după aia de ce te întreb. Da, felicitam câștigătorul, plecam acasă. Simplu. De ce e greu să faci asta în politica românească? De ce e atâta jale și valea plângerii și... Nu mai pot. Eu am o zonă în care nu vreau nici să fac diabet în perioada asta, că nu e bine cu COVID-ul, dar mă înțelegi. Să înțelegem. E greu să pierzi. Din orice poziție, în orice domeniu. Câștigi, dacă ești un om înțelept. Dar e adevărat, de multe ori este mai greu să gestionezi o victorie decât o pierdere. E adevărat. Ori din asta, perspectiva mea la Primăria Generală, a fost în ultimul mandat, a fost foarte greu să se gestioneze o victorie. Pentru că a câștigat, a avut majoritate în Consiliu și lasă în urmă nimic. Și credeți-mă că știu, adică nu doar că trăiesc în orașul ăsta, fac administrație în acest oraș. După 4 ani de zile, rămân în urmă niște datorii, 5 miliarde de euro cheltuiți și în rest nimic. Și o instituție încremenită în timp, eu sper din suflet ca cel care a venit acum și echipa care se formează acum la Primăria Generală să facă puțină curățenie acolo. Asta dacă nu-i foamea prea mare, atenție. Am văzut un raport al Curții de Conturi, au crescut costurile cu salarizarea, bugetul de salarii, da, cu 320% ceva de genul ăsta în ultimii 4 ani. Atunci am meritat. Au angajat zeci de mii de oameni, le-a dublat, le-a triplat salariile. Stau degeaba oamenii pe acolo cu zecile de mii. Sunt conștient de faptul că îi vedeți și dumneavoastră pe stradă, om în toată firea, 30-40 de ani, bărbați și femei, oameni sănătoși, buni de muncă, care stau cu o gentuță din aia că să ne taxeze la parcare. În situația în care un aparat de taxat din ăla e cât 5 salarii de ale lor. Da. Știe cineva să ne spună și nouă de ce nu dăm, nu ne rezervăm parcarea cu SMS-ul? Că avem telefoane slavă cerului, avem cu toții telefon mobil. Păi, e un SMS în care scrie acolo numărul de matriculare și cât vrei să stai, jumătate de oră, o oră, trei ore, cât vrei. L-ai trecut în ăla, ăla a intrat în sistem, există o mașină și noi avem, de-aia avem și regulamentul pentru parcări. Cum depun jurământul, o să-l ridic în dezbatere publică, avem tehnologie, o mașină electrică, merge prin oraș și ți se aprinde în bord din stan, spune, vezi, numărul cu tare, mașina cu numărul, n-are parcarea plătită. Te-ai dus, i-ai dat amendă și ai plecat mai departe. De ce ținem noi hoarde de oameni plătite cu bani mulți, care nu încasează cât primesc salariu? Deci, n-am ceva cu oamenii, am ceva cu faptul că acolo sunt bani, nu știi, pe de o parte, pe de altă parte strică piața. Noi avem nevoie de oameni să angajăm în restaurante, în contabilitate, la juridic, în IT. Și nu găsesc să-ți angajezi un om nici măcar la pază.
în timp ce noi ne batem joc de forța de muncă, să le punem o gentuță, să ținem cu miile prin oraș. Sunt viitorii votanți. Nu, n-ai nevoie de să-i plătești în timp de 4 ani. Asta este problema, că aici se vede și ticăloșenia. Atunci când te gândești doar să te realegi, asta înseamnă că pur și simplu nu te interesează decât de tine. Ori un egoism mai mare decât ăsta, eu n-am văzut. Tu știi că noi am vorbit înainte de a intra în emisiune și cred că ține foarte tare și de felul în care te raportezi la bani. Cred că tuturor ne plac banii, da? Lui Robert Negoiță îi plac banii? Tuturor ne plac banii. N-aș zice că am făcut o pasiune din asta. Ok, dar și n-ai venit la... Că dacă e să mă pricep cu adevărat la ceva, chiar mă pricep să fac bani. N-am niciun stres să mă întorc în privat... Să fac management privat, pentru că asta știu să fac, management. Aici e diferența, pentru că în momentul în care vii la primărie și sensul este financiar, cum se întâmplă multe dintre primării, n-are sens să intrăm, facem o discuție așa, filozofică, abia atunci îți dai seama că se întâmplă o departajare între primari, oamenii văd și simt. Indiferent de faptul că poate există un grad de nemulțumire în fiecare sector. Și mai e o chestiune. Ție ți se pare încă fezabilă această variantă în care avem 6 primari de sector cu un primar deasupra, care citeam pe Facebook-ul tău apropo de relația cu Gabriela Firea, care inițial era într-un fel, după care s-a schimbat și relația instituțională era cumva complicată din perspectiva poate a unui primar care voia să facă mai mult. Și te loveai de niște, cum să spun eu, frâne de la Primăria Capitale. Ori aici e o rupere de logică, cumva. Bun, evident că aici am propria evaluare. Consider că sistemul acesta este foarte bun, tocmai din perspectiva faptului că creează concurență. Bun. Ok, haideți să ne imaginăm că nu avem 6 primari de sector, și avem un singur primar general, și ăla e catastrofă. Corect. 4 ani, pa la revedere. Ne-am dus în cap cu toții. Așa, mai e un sector 3 în care se întâmplă lucruri, mai e un sector 4 în care se face treabă, că celelalte să-mi fie cu iertare. De asta sunt alegeri din 4 în 4 ani. Dar repet, dar cât avem nevoie de un de sistem fapt concurențial, ceea ce primăria generală cu 6 primării de sector consider că este un climat corect, măcar din perspectiva asta. Dar vă spun și o altă chestiune. Bucureștiul este mult. Nu există nicio primărie din lumea asta, la nivelul ăsta, care să gestioneze totul singură. Sunt forme de sectoare, arondizmente sau comune, cum vrem să le numim. Atunci, ce n-a funcționat sau care era miza? Că eu n-am înțeles, citind apropo de relația cu fostul primar al Capitalei, de ce totuși unele lucruri pe care voiai să le implementezi se blocau în deciziile, că totuși depins de banii de la Primăria Generală, iar bugetele de la sectoare nu sunt la fel de sus. Ah, bun, ăsta e un subiect. Și anume că zic, Primăria Generală are bugetul aproape cât toate primăriile de sector. Adică foarte mult. Da? Okay. Păi, trebuie să plătească salarii. Glumesc. Ce face cu ei e o altă problemă. Că se plângea că plătește foarte mult la termie. Păi să-mi fie cu iertare. Chiar noi facem un parc acvatic în Pantelimon, un complex acvatic, unde copiii din sector, elevii din sectorul 3 să meargă să învețe să noate, noi să mergem să ne relaxăm. Apa înseamnă viață, sănătate. Doamne ajută. Okay. Așa. Și vorbeam cu cei de la Apanova când au venit acolo să facă branșamentele, chiar a venit și directorul tehnic și ziceam, domnule, noi o să fim cel mai mare client al lui Apanova. Greșit. Așa la mine zice, domn primar, cât vă intră dumneavoastră aici? Eu zic vreo 4-5 mii de metri cubi, adică 4-5 milioane de litri. Ok. Și zice, domn primar, nu zice, Radetul consumă cantitatea asta pe oră. Și soluția este? Pe oră. Că atenție. Noi tot așteptăm să vină apa caldă. Nu, stați. Că nu ne raportăm la prețul apei de la robinet. Nu, apa care intră în sistem la Radet, unul, trebuie dedurizată, costă bani să o dedurizezi, asta dacă fac treaba asta, dacă nu fac treaba asta, distrug și sistemul complet. Și doi, ea nu e așa, o bagi în sistem fierbinte, tu când o pierzi fierbinte, adică nu la 6 lei pe metru cub, ci probabil la 60 de lei pe metru cub. Și asta se întâmplă câte 3-4 mii de metri cub pe oră. De altfel le vedeam și noi, pentru că iarna, dacă suntem atenți, în ultimii ani, sunt geizere în oraș. Nici în Islanda nu vezi așa ceva.
Exact. Iată unde sunt banii noștri. Din țările iar nordice. Cineva ar trebui să plătească pentru asta. Că, practic, dar eu cred că nu e soluție. De fapt, filozofia mea de viață e simplă și eu o explic și celui mic de la 6 ani. Ai o problemă, găsești o soluție. Bun, avem o problemă. Îi zicem Radet, da? Sau îi zicem termoficare în București, pentru că a fost în această campanie agentul termic, a venit apa caldă, a fost unul dintre predicatele, ca să zic așa, de campanie. Cum faci, că am auzit mai multe variante, ca să te asiguri că ai totuși o capitală în care nu mai stăm în 2020 să așteptăm apă curentă sau apă caldă? Cum faci? Scoți radetul de tot? Haideți să vă spun în primul rând ce nu face, faci. Sau ce nu faci? Hai, în primul rând ce nu faci. În primul rând nu spui rubedeniile fin și tot felul de cumetri și vecini și așa mai departe și prieteni în funcțiile astea, doar că sunt, atenție, pot fi fin capabili, pot fi și prieteni sau rude capabile. Corect. Dar eu vă spun o chestiune, că eram în privat. Când mă sună mama mea și zice, Robert, te rog eu mult, ce ai făcut, l-ai dat afară pe verișorul tău, că uite m-a sunat sora mea, mama al verișorului meu. Și zic, măi, care e problema? Zic, uite cum facem. Îi dublez salariul, era un privat. Ok. 100%. Zic, uite care e ideea. Îi dublez salariul, dar să stea acasă, că nu-i... pentru că pierd mai puțin în varianta asta decât în varianta când vine la muncă. De ce? El, de ce trebuia să muncească dacă era vărul meu? El își putea permite, adică e o chestie de mentalitate foarte greșită. Da, știi că e, nu e doar la politicieni, e și la cei pe care i-am învățat să gândească așa, Robert. Sunt din oameni nefericire, care da. Așteaptă fix asta, să din strălucească nefericire... în prostie și în competență și în putoare la locul de muncă, de preferat într-o instituție de stat, făcând nimic. Și vă știți care sunteți. Dar să știți că asta e mentalitatea. În primăria sector 3 luptăm de ani de zile cu mentalitatea asta. Astăzi, în primăria sector 3, aparatul de specialitate, al primarului este undeva la o treime față de ce prevede era... schema. Okay. Și la jumătate față de ce am găsit. A fugit timpul, deci 3 minute permanent mai am redus, am făcut reorganizări scăzând numărul de personal. Evident că în locul lor am angajat și astăzi, de exemplu, spațiile verzi le facem noi, străzile, tot ce înseamnă asfalt, tot ce înseamnă utilitățile publice le facem noi, nu mai dăm bani afară, că nu suntem atât de bogați, suntem unii din cei mai săraci din București. Ce faceți primele 3 chestiuni care sunt urgente acum în sector? Deci bun, s-au terminat frumos, fără semne de întrebare în sectorul 3, ne apucăm de treabă. Ce? Adică ne continuăm. În primul rând trebuie să continuăm proiectele pe care le avem. Hala la minor, parcarea de la Decebal și complexul acvatic. Evident că acum trebuie să discutăm, să discut cu cei din Consiliu când se va constitui Consiliu. Cum să vedem. Consiliu? Majoritatea are PNL cu USR. Și asta pentru tine cum e? Pentru tine ca primar? Nu știu, vedem. Vedem care e abordarea dânșilor. Păi abordarea e simplă. Proiectele, negociere, toată fără lumea probleme. Fericită. Fără probleme. Deci le dau să gestioneze tot ce vor dânși. N-am niciun fel și de problemă. Și dacă se opun proiectelor tale, ce da, faci? Deci un consiliu poate da. Să blocheze tot. Știu, eu știu foarte bine, am lucrat dacă o perioadă și, ca reporter la Primăria Capitalei, știu dacă cum funcționează. Dacă dânsii vor să blocheze tot, pot bloca tot.